Acțiunea desfășurată de Inspectoratul de Poliție Județean Galați a avut drept scop asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea autorității poliției și asigurarea respectării legii prin prezența activă a polițiștilor pe rețeaua de drumuri publice din municipiul Galați și creșterea vizibilității elementului polițienesc în zonele cu risc criminogen, precum și reducerea riscului de victimizare prin accidente rutiere produse pe fondul nerespectării prevederilor legale de către persoanele care desfășoară transport rutier în regim taxi. Pentru controlul mașinilor au fost prezenți în teren 12 lucrători de poliție rutieră, 2 specialiști din cadrul Registrului Autoromân și 3 specialiști din cadrul Primăriei Municipiului Galați. În cadrul acțiunii au fost constatate 90 de contravenții. Au fost reținute în vederea suspendării exercitării dreptului de a mai conduce autovehicule pe drumurile publice 2 permise de conducere pentru defecțiuni grave la mecanismul de direcție și au fost reținute 15 certificate de înmatriculare.